Hristos a înviat. Dragi telespectatori, iubiți frați și surori în Hristos, Sfântul Apostol Ioan, în Evanghelia pe care o scrie, relatând faptul învierii, la capitolul 20, ne vorbește despre Maria Magdalena. În prima zi a săptămânii, dis de dimineață, pe când era încă întuneric, Maria Magdalena a venit la mormânt și a văzut că piatra fusese luată de la mormânt. Și puțin mai jos spune, iar Maria stătea lângă mormânt, afară, plângea. În timp ce plângea, s-a plecat spre mormânt și a văzut un înger în haine albe care stătea în locul unde fusese pus trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Puțin mai târziu, evanghelistul Ioan ne-o prezintă pe Maria Magdalena, care s-a întors și l-a văzut pe Iisus stând în picioare, dar nu știa că este Iisus. Iisus i-a zis, femeie, de ce plângi? Este un reproș pe care Iisus îl face tuturor acelora pe care îi întâlnește după înviere. De ce sunteți triști? De ce plângi? Religia creștină este religia bucuriei. Dar, din păcate, mulți creștini sunt mai dispuși să-L însoțească pe Iisus pe drumul suferinței decât să-L urmeze pe drumul bucuriei. Și ca să fiu mai explicit, hai să vă dau un exemplu. În bisericile noastre, când începe timpul Sfânt al Postului Mare, cu acea zi specială, Miercurea Cenușii, creștinii sunt în număr mare și îl însoțesc pe Hristos pe drumul crucii, meditează suferințele, patima și moartea sa. Dacă comparăm acest timp de 40 de zile, un timp de pocăință, cu cele 50 de zile ale timpului de după Paști, numit timpul Pascal, ne dăm seama că numărul creștinilor în această a doua perioadă scade. De ce oare? Unii creștini gândesc cam așa. Dacă Iisus Hristos nu mai suferă, se pare că rolul nostru s-a cam încheiat. Și își încep vacanța de Paști, în ceea ce privește viața spirituală. Dar dacă l-am urmat pe Hristos pe calea crucii, oare nu se cuvine să ne bucurăm împreună cu El de victoria sa asupra suferinței și asupra morții, care înseamnă și victoria noastră asupra suferinței și asupra morții? Cu siguranță. De aceea, în acest timp sfânt, pascal, și atât nu întâmplător este mai mare numărul zilelor din timpul pascal, 50 de zile, decât cel al postului mare, de 40 de zile, pentru ca noi să rămânem cu această bucurie că am fost răscumpărați și că suntem destinați pentru fericirea veșnică. Deci, dacă l-am urmat pe Hristos pe calea suferinței, să îl urmăm și pe calea bucuriei. În acest timp sfânt de după Paști, numit timpul pascal, ni se cere, dacă vreți, jertfa de a fi bucuroși. Hristos a făcut tot ce a putut pentru noi. Ne spune Sfântul Apostol Paul în scrisoarea către Filipeni, capitolul 2, s-a umilit pe sine făcându-se ascultător până la moarte, până la moarte pe cruce. Ori, dacă Iisus a făcut tot ce a depins de El pentru noi, nu se cuvine ca noi să fim recunoscători, să-i mulțumim, să ne bucurăm împreună cu El? Siguranță, aceasta trebuie să fie atitudinea noastră a creștinilor. Dacă l-am urmat pe Hristos pe calea crucii, în timpul pascal să-L urmăm pe calea bucuriei. Dar ce ar trebui să facem pentru a-L urma pe Hristos pe calea bucuriei? În această privință ne ajută Congregația pentru Cler și Disciplina Sacramentelor, care în 2010 a scos un document foarte interesant și foarte util pentru timpul pascal, se cheamă Via Lucis, Calea Luminii, în care ne prezintă scurte meditații asupra fragmentelor evanghelice care ne prezintă învierea lui Hristos, în care Domnul înviat, cu gingășie, cu răbdare și iubire, vrea să ne convingă de faptul învierii. Și vă recomand, dacă în timpul postului mare l-am urmat pe Hristos pe calea crucii în zilele de miercuri și vineri, în timpul pascal, să-L urmăm pe Hristos pe calea bucuriei, parcurgând calea luminii, în zilele de joi și de duminică. Așadar, dacă l-am urmat pe Hristos pe calea suferinței,
să-L urmăm și pe calea bucuriei. Dragi telespectatori, vă doresc din toată inima ca Iisus Hristos înviat din morți, care trăiește, care este viu, să vă vindece rănile inimilor de toată tristețea, de toată durerea și să vă copleșească cu belșugul bucuriei sale. Din inimă vă spun, Hristos a înviat și sărbători binecuvântate!